Domnul, continuă ediția Incendiara punctului culminant. Femeia care a dezvăluit dezastrul din spital suferă represiuni după apelul făcut către Raed Arafat. Ce i s-a întâmplat după mărturia din pușcăria COVID? Veți afla în doar câteva momente chiar de la ea, pentru că doamna dezvăluie tot calvarul în direct la punctul culminant. Au fost astăzi, domnul și domnul, audieri și rețineri pe bandă rulantă în familia duduienilor. Este o miză uriașă a descinderilor la vila familiei lui Emi Pian, domnilor și domnilor. Ce a ieșit la iveală după perchezițiile în forță? Avem o transmisiune specială. Duduienii ruptă cerea, domnilor și domnilor, prin unicul lor reprezentant aflat în stare de libertate în acest moment. Au fost negocieri în miez de noapte și și facem dezvăluiri bombă în această seară. Este un scandal care a băgat în alertă poliția. Iar partidele își ascund cuțitele, domnilor și domnilor, și declanșează deja războiul dinaintea alegerilor. Sunt raculări masive și schimbări de tabere în teritoriu. Klaus Iohannis intervine și el urgent în acest scandal politic uriaș cu un mesaj transșant transmis către partidele politice parlamentare. Și nu în ultimul rând, e pericol uriaș în România după tragedia de la Beirut. Este o descoperire halucinantă, o bombă stă să bubuie, domnilor și domnilor. Invitații au rămas împreună cu noi și în această a doua oră și acum breaking news. Bună seara, suntem Adriana. Cu Elvis Pian, cel care s-a întors din Olanda la câteva ore după ce a aflat că fratele lui a fost ucis într-o încăierare. Deci, domnul de lângă tine e întors din diaspora după momentul tragic al uciderii fratelui domniei sale? Da. Domnilor, da. Împreună cu noi, iartă-mă un pic, Adriana, că mai vreau să prezint un invitat, să află domnul Viorel Motoi, cunoscut, domnilor și domnilor, atât respectatorul nostru cât și opinii publice, drept fiul mamei Omida. Bună seara, domnule Motoi, și dumneavoastră, și mulțumesc că sunteți împreună cu noi. Bună seara, domnul Ciutacu, dumneavoastră, cât și invitaților dumneavoastră. Cu permisiunea dumneavoastră o să mă duc la Elvis Pian și o să întreb, nu știu, sper că n-a fost greșită informația. Sunteți singurul dintre frații Duduianu, cel puțin dintre cei din țară aflat în stare de libertate în clipa asta, nu? Da. Ați fost și dumneavoastră audiat în acest dosar? V-a întrebat vreun reprezentant al forțelor de ordine, al procuraturii, ceva? Nu-l auzim pe domnul Duduianu, poate mă ajută cineva și ridică sunetul ăla să și audă ceva pe post. Te rog, Adriana, dă-i tu microfonul tău. Auziți acum? Acum vă aud, sigur că da. Nu, pentru că nu mă aflam în țară. Am venit în aceea zi. El a murit la ora 3 dimineața și eu am ajuns cu avionul pe aeroport la ora 6 fără 10. Astăzi? După masa. Erați în reședința familiei în momentul în care au năvălit mascații peste dumneavoastră? Da, păi și asta vreau să aduc. Și îmi cer scuze să nu vă întrerup. Suntem oameni și avem cu toții dureri și probleme pe acest pământ. Fratele meu este mort, frații mei sunt închiși și îmi pare bine că s-a întâmplat asta ca să poată să lumineze dosarul ăsta, să iasă adevărul la iveală. Dacă frații mei sunt vinovați, să plătească și legea să-și facă datoria. Legea este pentru toți. Și vreau să mai aduc altceva la cunoștință, domnul Ciutacu. Vă rog. Să vorbește foarte mult despre noi, despre familia asta, despre Emi, care Emi nu mai există, da, între noi. Emi n-a fost un băiat care să caute, știe toată lumea, nu trebuie să stau eu să spun asta. Despre noi, frații lui, la fel. Noi nu suntem, da, într-adevăr, purtăm numele de Duduianu și nu este vina noastră.
pentru că bunicii noștri, am avut un bunic cu Gheorghe Duduianu și așa a fost la noi, că suntem din strămoși, dar noi, familia asta, cei cinci frați care suntem, nu suntem așa cum vorbesc televiziunile despre noi. Astăzi, la percheziție, m-a deranjat un singur lucru și vreau să vi-l spun aici. Vrem să fim lăsați în pace. Dacă merităm să fim lăsați în pace, să fim. Noi n-am deranjat, nu deranjăm. Dacă greșim să plătim, chiar vrem să plătim. Să ne pedepsească legea, să ne aresteze dacă suntem infractori, ne supunem legii. Un domn al acțiunei de azi, când a arestat pe frații mei, da, șeful acțiunii, m-a luat o parte în curte, eu respect organele și nu mă impun, mă supun, și eu și familia mea, și știe toată poliția chestia asta. M-a întrebat, asta vreau, de asta am și intrat aici la dumneavoastră, vreau să dezmit acest von, că m-a sunat o fată de la Antena 3, cum am zis că o cheamă? N-are importanță, da, nu. M-a sunat că aș fi... Da. Că aș fi spus că m-am întâlnit cu șefii poliției în secret. Într-o biserică la ora 11 noaptea. Într-o biserică, într-o... Asta vreau să aduc la cunoștință și astăzi. Și s-a întâmplat sau... Domnul Duduianu, s-a întâmplat sau nu întâlnirea dintre șefii poliției și reprezentanții ai familiei dumneavoastră? Dacă aveți puțină răbdare și îmi dați voie să vă explic în amănunte ca să înțeleagă și lumea, o să vă explic, de asta am și intrat. Vă rog. Eu, unul Elvis, așa cum mă știe lumea, sunt Nicușor, îmi zice în buletin, nici nu cunosc vreun șef al poliției române, eu n-am cunoscut nici comandantul de la secția 19, nu l-am cunoscut niciodată, care stau, sunt aici în zonă la noi. Dar șefii poliției, nu este adevărat, că așa m-a întrebat șeful de la acțiune astăzi, ci că ia spune și mie, unde te-ai întâlnit cu șeful poliției române? Păi eu, fratele meu era mort în casă și mi-a dat să mă întâlnesc cu șefii poliției? Păi cine sunt eu? Ce legătură? Da, întrebarea era dacă ce legătură tu sau cineva din familie Verișorii, o altă rudă s-a întâlnit în secret cu vreun reprezentant de seamă al poliției. Nu, doamnă, toți care au fost, Hai să o luăm pe rând, domnul Motoi, că dacă vorbim unii peste alții, nu ne auzim. Lăsați-l să-și ducă ideea la capăt și interveniți imediat. Vă ascult, domnule Duduianu. Permiteți-mi, spuneți-i lui domnul Elvis, vă rog cu respect, spuneți-i lui domnul Elvis că vreau să vorbesc eu, să tacă el un pic și vorbesc eu și vă scot în evidență imediat. Păi îmi scoateți imediat în evidență, dar dacă s-a întâlnit cu cineva, șeful poliției, s-a întâlnit cu unul dintre membrii familiei Duduianu, nu cu dumneavoastră. Epuizăm subiectul ăsta și mă întorc la dumneavoastră, domnul Motoi. Vă ascult, domnule Duduianu. Eu eram acolo. Permiteți-mi un lucru. Vă rog. Hai că ies, dacă se face... Adriana, hai că deci, mă întorc la voi și imediat mă duc și la domnul Motoi. Hai să continuăm, pentru că Elvis este foarte obosit. Da, Adriana, vă ascult. Și vreau să plece. Vă rugăm numai 10 minute. Vă ascult, vă ascult pe Elvis. Vă rog, domnule Duduianu. Da. Domnul Ciutacu, credeți-mă din suflet, să am inima îndurerată. Nu m-am întâlnit cu nimeni, niciun membru din familia mea. Nu, acolo ce au fost jandarmii și poliția care și-au făcut treaba, restul nu ne-am întâlnit niciunul din familia noastră, dintre frații mei sau vreun văr, nu știu, să întâlnească cineva, în vreo biserică undeva cu vreun domn polițist sau, nu știu, vreun reprezentant. Să completeze ceva în secret sau, eu știu, Doamne iartă-mă. Nu știm și zvonurile astea să dispară. Noi nici nu avem treabă cu poliția, nici nu cunosc cine sunt eu. Spune că sunteți cei mai temuți interlocutori în această zonă. Aș vrea să știu cu ce vă ocupați. Ce afacere aveți? Uite, asta e o întrebare bună. Cu ce se ocupă domnul Duduianu în Olanda, spre exemplu? Adică... Am fost cu COVID-ul, domnul Ciutacu. Am fost în vacanță. Mi-am luat un apartament în chirie. Dar ce afacere ai acolo? Nu am nicio afacere. Am fost în vacanță pentru că era COVID-ul cu restricțiile. Sunt plecat de când... Bunuri, cafenele, tot e de... Da. Dar aici în România ce afacere ai, Elvis? Aici în România cu mașini, eu. Ține microfonul. Cu mașini. Cu mașini, deci tu aduci mașini din străinătate și le revinzi. Atât. Și frații tăi la fel? Același lucru, frații. Păi... Și știe toată țara chestia asta. S-a zis că sunteți de temut, că aveți cuțite, că... amenințați oamenii, se poate Adriana, verifica asta. Adriana, principala, iertați-mă, domnul Duduianu, principala acuzație publică adusă acestei familii este că se ocupă cu cămătărie și în subsidiar cu celelalte afaceri despre care faci tu vorbirea acum.
și că mașinile sunt luate în contul banilor, în contul datoriilor în bani. Nu este adevărat, se poate verifica. Nu există nici... Domnule Duduianu, nu există... S-a ridicat astăzi la percheziție vreun contract de împrumut sub care erau mascate acțiuni de cămătărie ale fraților dumneavoastră, ale familiei dumneavoastră? Domnul Ciutacu, fratele meu mor și ne-ar... Nu s-a ridicat nimic decât actele noastre de la... Da, actele noastre de la casă, nu s-a ridicat absolut nimic, nu s-a găsit nimic la percheziție. Dar frații mei, dacă sunt vinovați să plătească, sunt acolo la... la organele de poliție, dacă nu sunt vinovați, să vină înapoi acasă la familia lor. Atât am avut de spus, noi nu avem niciun contact cu șefii poliției, n-am avut nicio întâlnire, n-avem nicio prietenie, pentru că noi suntem văzuți, ce suntem, noi suntem polițiști, suntem văzuți ca infractori, familia s-o spun, e adevărat, și ce prietenie sau de unde să avem noi întâlniri cu poliția. Noi nu avem, dacă ne intersectăm pe stradă, ne dau amendă, suntem oameni cetățeni. Ce naiba? Nu avem noi cine. Domnul Duduianu, șeful poliției. Unul dintre membrii familiei dumneavoastră, care a intrat în direct tot prin amabilitatea și mijlocirea Adrianei Bahmuțeanu joia trecută, dacă nu mă înșel, Adriana, a confirmat în două rânduri faptul că a existat o vizită a unor oficiali din Poliția Română în casa dumneavoastră, a familiei dumneavoastră, în care ați convenit, nu știu, dumneavoastră, ei, niște reguli cu poliția care de-a doua zi au început să fie respectate. Domnul Ciutacu, eu vă spun, eu sunt o persoană sinceră, vă spun cu mâna pe inimă. Nu este adevărat. Nu a intrat nimeni la noi în casă. Dar, într-adevăr, au venit foarte mulți reprezentanți. Șefii de sectoare, am înțeles, comandantul de la noi, de la secție, pentru liniștea și ordinea publică. Și, din jumătate în jumătate de oră, veneau, intrau în curte câte o persoană singură, un domn polițist sau doi maxim, care număra persoanele să nu depășească 50. Că a zis, dacă depășește peste 50, încă o persoană, îi dăm afară pe toți, intrăm în forță peste voi. Și intrau la jumătate de oră, o jumătate de oră, o oră, și ne numărau câți erau în curte. Dar și eram... avut o discuție cu ei în prealabil, adică după prima noapte de priveghi în care erau foarte multe persoane în curte, ați avut o discuție cu polițiștii care să vă spună, nu știu, să limitați accesul? Nu, da, domnii polițiști, dar nu au venit reprezentanții, au venit domnii polițiști care erau și jandarmi și ne-au rugat să respectăm normele impuse de lege cu COVID-19, măști, mănuși, dezinfectant, să păstrăm distanța. Asta e normalitatea. Dar nu ce se aberează că ne-am întâlnit cu șefii poliție, că avem contact, că avem... Nu avem, domne, nu suntem noi. Ce, unde suntem? A apărut astăzi o informație în spațiu public, potrivit cărea adevărata miza percheziției de acolo ar fi fost că forțele de ordine ar căuta niște înregistrări care s-ar afla la această oră în posesia unuia dintre avocații familiei, înregistrări audio între reprezentanții familiei Duduianu și cei ai conducerii Poliției Române. Știre falsă, domnul Ciutacu, dar eu îmi asum. E știre falsă. Dacă e ceva adevărat, eu răspund. Păi să mă aresteze pe mine, să-mi facă ce bun. Nu e vorba de arestat. Vă întrebam dacă e adevărat. Vă întrebam dacă cineva v-a întrebat... Spuneți. Se pare că mai... Despre o astfel de înregistrare, despre existența ei. A făcut obiectul percheziției? Nu, m-a întrebat un domn, cred că șeful acțiunei... Nu, a făcut. A căutat arme și motivul a venit să-l ia pe Grațian și pe Ciprian, pe frații mei. Și a căutat arme, a făcut percheziție pentru arme. Arme albe, pentru cuțite, topoare, n-au găsit nimic. Au găsit parfumuri și haine în casă și 2000 de lei. Niciuna dintre armele pe care se presupune că le-ar fi folosit frații dumneavoastră în răzbunarea împotriva celui care v-a înjunghiat, fratele? Nu există așa ceva. Și dosarul e în anchetă, dacă frații mei sunt vinovați, plătesc. Dacă nu, să vin acasă. Dar tu ce crezi? Ei sunt vinovați? Părerea doamna Bahmuțeancă, sincer, acum vă spun cu inima pe suflet. Dacă mie mi se întâmplă ceva acum, sunt obligat să nu mai am frații acasă. Să sun la autorități? Îți e frică? Îmi este frică. Am ajuns la punctul care să-mi fie frică. De cine? Și de stat, sincer,
și de oameni, și de tot. Mi-e frică să mai apar, să mai vorbesc. Și de clanul rival, că înțeleg că ați mai avut niște conflicte și că și tu nu, personal nu, ai avut un conflict nu, cu ei. Nu, nu, nu. Sunt o persoană credincioasă și nu mi-e frică de nimic pe pământ decât de Dumnezeu. Pentru că avem tot un destin și o soartă, când ne e să ne fie greu, ne este. Când este să ni se sfârșească viața, ni se sfârșește. Dar, totodată, evităm cât putem de mult. Vrem să fim lăsați în pace, dacă greșim, plătim și organelor de poliție și statului, dacă avem amenzi de plătit, le plătim, dacă facem vreo infracțiune, o plătim sau am plătit-o, dacă suntem, așa cum zic oamenii, dar noi n-am făcut. Puteți să luați dosarele din urmă, vedeți cu ce ne-am ocupat. Cu ce v-ați ocupat în urmă, tot cu mașini? De la bunici, la noi, la țigani, bunicii mei au fost cu demorările pe timpuri, au strâns aur, au construit, au ajuns la părinți, de la părinții noștri. Noi am avut bani și noi ne-am ocupat cu mașini, știe toată lumea. Da, e adevărat, din câte am auzit eu, au existat niște mesaje de la clanul rival, în care se spunea mesaje pe Facebook sau audio, în care se spunea că fratele tău, Dumnezeu să-l odihnească, își caută moartea. E adevărat? Da, asta am auzit și noi, da, că se află că este o interceptare, dar nu pot să confirm chestia asta și nici să o infirm, deci doar plutește un zvon în aer. Putem să spunem că și tu ai avut un conflict în trecut cu acest clan rival? Da. Putem să dezvăluim asta numai dacă vrei tu. Da, și mă și grăbesc, și vreau să închei. Și acolo okay. La gât, dacă putem să da. Spunem că ești tăiat și ai avut moarte clinică? Da. Este vorba de același clan, cei care l-au ucis pe fratele tău? Nașul fiului său, al lui Napi. Nașul fiului lui Napi. Dar da. Ce se întâmplă? Împărțiți, aveți o rivalitate? Aveți ceva de împărțit? Pur și... Doamnă, bani? Noi nu suntem o familie invidioasă. Noi nu invidiem pe nimeni, suntem oameni prietenoși și pentru cine ne cunoaște să intre pe post, să dea mesaje, să spună lumea care ne știe, pe mine, pe frații mei, dacă suntem oameni răi, dacă am deranjat pe cineva, dacă am cerut taxe, protecție, dacă ne-am ocupat cu ilegalități. De risc, dacă am făcut ceva. Deci voi aveți cazier? Nu, noi am fost invidiați de oameni de, și păi de cei de inii români special. De ce vă invidiau? Care era motivul invidiei oamenilor, domnul Gen? Pentru că avem alți prieteni de alt gen, alți prieteni din altă lume. Suntem puțin, cred eu și îmi cer scuze pentru exprimarea aceasta, că nu... Suntem puțin mai evoluați, mai cizelați, mai școliți. Cred că ăsta e motivul, pentru că nu stăteam mai mult cu ei. Umblam mai mult cu cei de etnie română, jet-be-jet, cu românii umblam, cum zicem noi, țiganii între ghilimele, ce ne scuze, că și noi suntem toți români, țiganii, dar toți suntem români. Dar noi umblam cu băieții mai școliți, mai în oraș, nu stăteam cu cei mai, cu țiganii în general, noi nu aveam prieteni țigani, nici la ora asta nu avem. Noi avem români, da, rude avem de etnie romă. Evident, da. Breaking, da. Doamnelor și domnilor. E cu tremur uriaș în poliție. Structura Poliției Capitalei, care se ocupă cu destructurarea clanurilor interlope, acuză că grupările interlope și-au făcut prieteni în politică, în presă și chiar în poliție și le pun astfel bețe în roate. Larisa Popa e în direct alături de noi și vine cu toate explicațiile. Bună seara, Larisa! Bun găsit, Victor. Este vorba despre polițiștii de la serviciul Grupuri Infracționale. E adevărat, este un serviciu mai nou înființat în Poliția Capitalei și un serviciu în care lucrează aproximativ 40 de polițiști care, iată, astăzi foarte nemulțumiți, au redactat o scrisoare pe care ne-au trimis-o nouă și au încercat să prezinte în această scrisoare nemulțumirile lor și spun că în prezent se duce o luptă pentru discreditarea și desfințarea lor atât din interiorul poliției, atenție, deci practic au inamici, dușmani exact în interiorul structurii în care lucrează, cât și din partea lumii interlope care prin intermediul relațiilor în toate sferele încearcă să ne determine să ne oprim din activitatea noastră. Și spun ei că sunt polițiștii care au reușit să destructureze și să cerceteze foarte multe clanuri din București, cum ar fi clanul Duduianu, Pian, Caran, Sportiv, Șoacă, Chira, Calu, Cămătar, Vancică, și că numele lor sperie orice reprezentant al lumii interlope. Dar tocmai că prin relațiile, continuă ei această scrisoare, prin relațiile pe care și le-au construit în lumea politică, în presă și în rândul colegilor noștri, reprezentanții acestor grupări interlope încearcă să ne oprească din activitatea noastră. Și iată, spun ei că cea mai mare piedică au avut-o anul trecut,
când au fost chiar la un pas să se desfințeze, pentru că conducerea de la acel moment nu era deloc de acord cu ceea ce făceau ei și cu activitatea lor. Și... Mulțumesc mult, Larisa. Domnule Motoi, revin la dumneavoastră și vă întreb, ca un cunoscător și ca membru al acestei comunități, ce a generat conflictele de ultimă oră care au ajuns până, și s-au escaladat până la vorba aia, crimă, că în definitiv despre asta vorbim? Domnul Ciutacu, v-am salutat adineauri și, eu, și vă rog să-mi permiteți câteva minute să vă explic. Nu încercați detaliat, să fiți pentru că concis. Nu aveți timp. Am să vă explic niște lucruri cât mai concis. Dacă astăzi ați stat de vorbă cu Elvis Duduianu, se datorează numai faptului că organele de poliție și pachetul nu aveau cum să dovedească că el nu era în Occident, pentru că în acel moment a trecut granița. Era o probă indubitabilă. Dacă nu exista această probă, vă dau cuvântul de onoare că se fabrica o probă și astăzi Elvis era lângă frații lui. Ce vreau să-ți spun? O să vă spun dumneavoastră cu scuzele de rigoare că nu ne tutuim. Nicio problemă. Aceste conflicte există între etnia noastră, există de 10 de ani. Întotdeauna, țiganii, fiind un pic mai tumultoși, un pic mai exotici, au avut un orgoliu, o demnitate, care uneori a condus la violență. Sunt întru totul de acord cu dumneavoastră și refuz și eu violența care există, dar ceea ce dumneavoastră nu știți și mass media, dar organele de cercetare penală știu, este faptul că, datorită numelui Duduianu, poliția tratează copiii Duduianu Nicolae Zispian, îi tratează la fel cum l-a tratat pe tatăl lui, tatăl lor. Tatăl lor merita această, eu știu, recunoaștere în lumea penală. Pentru că, într-adevăr, el a avut infracțiuni comise, a fost un om violent și prin violența lui s-a impus în lume. Dacă ne întoarcem cu 30 de ani înapoi, domnul Ciutacu... Cam lungă întoarcere. Pian, într-adevăr, a dominat lumea... Pian a dominat lumea interlopă. Dominând lumea interlopă, copiii lui... Da, domnule, deci dacă vreți să vă documentați, eu să vă documentez toate, da, domeniile. Deci dacă dumneavoastră ați auzit pe la pușcă. Vă ascult. Deci el într-adevăr a dominat lumea interlopă. Începând din anul 1980 până în 2010. Deci o luptă practic pentru succesiune. Duduianu Nicolae Zispian a dominat lumea. E o luptă pentru succesiune în rezumat, domnule Mutoi? Frații nu. Frații l-au... Nu, l-au refuzat frații ca șef al lumii interlope și au luat mama lor în brațe și s-au retras în căsuțele lor și și-au făcut o altă viață. De ce vă explic asta? Okay, stați un pic, că mai explicați după publicitate. Mă întorc la Elvis Pian. Domnule Duduian, ultima întrebare și mulțumesc că ați rămas cu noi. Excludeți cu totul și cu totul orice tip de act de răzbunare? Da, nu avem cum să ne răzbunăm. Nu m-am mai răzbunat eu pe ăsta care la fel. Pe cine să ne răzbunăm, domnul Ciutacu? Nu a ajuns să ne fie frică mie, unul a ajuns să-mi fie frică să mai vorbesc. Că suntem loviți din toate părțile, de oameni, de poliție, noi suntem victime, noi n-am deranjat pe nimeni, noi n-am purtat cuțite, nu purtăm și am primit cuțit la fel pe la spate, am fost aia, domnul Ciutacu, eu, fără să am o problemă cu absolut nimeni. Acum fratele meu a murit, N-a avut nicio discuție cu familia lui Rinu. De când e el? Și o să lămurim zilele viitoare, în măsura în care mai aveți disponibilitatea să vorbiți. Luăm o foarte scurtă pauză, după care revenim cu dezvăluiri spectaculoase, domnilor și domnilor. Sunt ne poate paște un nou Beirut în România, veți vedea și unde, și nu în ultimul rând, cum se iau cu japca primarii partidelor de opoziție de partidul aflat la putere. Rămâneți, merită. Poartă mască de protecție. Poartă mască pentru că îți poate salva viața.
Poartă-o pentru că pericolul nu a trecut. Poartă-o pentru că te protejează și te face să te simți în siguranță. Poartă-o pentru a îndemna și pe alții să o facă. Poartă mască pentru a nu irosi efortul tuturor de până acum. Poartă mască. Arată că îți pasă. Campanie de informare susținută de Guvernul României. Acțiune în forță, domnilor și domnilor, de traseism politic, recrutare absolut cu japca a primarilor Partidului Social Democrat din partea Partidului Național Liberal, care ani de zile a condamnat acest tip de acțiune și astăzi îl folosește cu mare succes. Marius Gârlașiu este în direct alături de noi și ne povestește ce se întâmplă zilele astea în relația bilaterală. Bună seara, Marius! Da, bună seara, Victor, așa este. Asistăm la o campanie de amploare, o campanie extrem de agresivă, prin care, iată, cum spuneai și tu, PNL racolează în masă zeci de primari PSD din toate județele țării. De altfel, este o operațiune coordonată chiar de la vârfuri guvernului, pentru că cei responsabili cu racolarea edililor PSD sunt chiar înalți oficiali ai guvernului, dar negocieri poartă din sursele noastre și lideri ai PNL, dar și parlamentarii PNL din mai multe județe. Iar sursele noastre spun că, atenție, în această campanie sunt folosite la turație maximă instituțiile din subordinea guvernului, pentru că se întâmplă în felul următor. Primarii PSD sunt chemați la negocieri de lideri ai PNL, li se promit acolo fonduri pentru investiții, bani la rectificarea bugetară, bani pentru proiecte PNDL. Iar, atenție, pentru cei care refuză, apar așa din senin controle de la prefecturi, de la Curtea de Conturi, de la Garda de Mediu, de la Inspecția Muncii, DSP-uri și alte instituții deconcentrate. Și ca să facem așa un recensământ la Bursa Transferurilor, Victor, la Giurgiu avem, de exemplu, deja 20 de primari PSD racolați de către liberali, iar sursele noastre spun că acolo la Giurgiu este folosită inclusiv poliția IPJ Giurgiu pentru a face presiune asupra primarilor PSD. Sunt primari amenințați mai nou cu dosare penale, primari care s-au trezit cu mascații la ușă. În Telorman, de asemenea, avem vreo 10 primari antamați deja, între 8 și 10 primari, iar această operațiune de amploare continuă în majoritatea județelor din țară și ne așteptăm să continue până la alegerile din septembrie. Mulțumesc mult, Marius. Domnule Preda, PNL adoptase la un moment dat și un document programatic potrivit căruia se opune migrației politice și nu va primi PSD-iști. Acum văd că s-a dus dracu orice criteriu. Să nu ciutacu. Vă spun cu toată sinceritatea. Nu am fost și nu sunt adeptul transferurilor politice, pentru că asta omoară creșterea unei noi generații în partidele politice. Niciodată un tânăr sau un om care dorește să facă carieră nu va mai face dacă în locul parcursului lui normal în partid, de la duși pe altă, de la partidul rival, numai pentru a obține un câștig care te poate duce într-o zonă a puterii. Să știți că eu l-am ascultat și am fost foarte atent atunci când președintele meu, Ludovic Orban, a câștigat alegerile. A fost pentru domnia sa un capăt de țară chestia asta. Și vă spun cu toată responsabilitatea că și după ce a dispus astăzi președintele României, precis va fi o analiză foarte serioasă, pentru că eu nu-mi închipui că oameni tineri din Partidul Național Liberal, fie că îl cheamă Rareș Bogdan, Țigărtău, Sorin Moldovan, Mara Mareș, Buduja de la 1, acești tineri aveau vreo șansă vreodată să ajungă dacă nu era Ludovic Orban care le spune: bă, sunteți ai noștri, trebuie să creșteți. Păi dacă eu i-aduc pe ea de la PSD, care unii nu-i mai punea PSD, unii vor să iasă, că toți și unii vor să scape de pușcărie.